Mergem să câștigăm primăria, nu mergem să facem figurație și tocmai de aceea eu vă spun că de azi încolo să credem în ceea ce facem și să nu ne luăm după ce o să spună unii și alții că o să fie negocieri. Nu o să fie negocieri, noi mergem la oameni, le spunem cine suntem și vrem să credem că vom reuși să schimbăm ceva în Severin. Prin Edi și prin echipa lor de la municipiu, plus echipa de la județ care va fi în permanență lângă municipiu. Avem o șansă mare, exact cum a spus liderul vostru Edi, într-o lună de zile s-au făcut lucruri spectaculoase, partidul a crescut extraordinar de mult și să nu uitați un lucru, să spuneți oamenilor că ce facem noi este exemplu după Traian Băsescu. Dacă dumnealui s-a hotărât să intre în lupta pentru București și eu vă spun că va câștiga Bucureștiul, atunci și noi am intrat în luptă tot pentru a câștiga, dar nu Bucureștiul, ci Severinul. Severinul și județul. Pentru că dacă se câștigă Severinul, avem șanse foarte mari să câștigăm și județul. 40% din județ reprezintă votanții din turnul Severin. Așa că, fraților, hai să-i dăm drumul la treabă.